electoral este un an de mandat, un an de mandat în care USL-ul a câștigat în majoritatea județelor țării alegerile. Cum spuneți, din punct de vedere politic, cel puțin la nivel de Mehedin, sunt extraordinar de mulțumit datorită faptului că Partidul Social Democrat este un partid foarte puternic, s-a detașat cu totul pe plan județean, este de departe cel mai important și puternic partid din județul Mehedin. Sunt la mare distanță cu celelalte partide. Din punct de vedere administrativ, așa cum am spus de fiecare dată, intervențiile telefonice sau în emisiunile pe care le-am avut la dumneavoastră în platou, lucrurile n-au putut sta chiar atât de bine cum a fost politic, pentru faptul că am găsit un foarte mare dezastru și jaf la Consiliul Județean. Încerc și încercăm cu tot de adinsul să rezolvăm aceste probleme. Sper să fie primul an și ultimul în care să mai putem redresa aceste lucruri și cu siguranță de aici încolo trebuie să vadă lucrurile bune, pentru că populația României, cetățenii județului Mehedin, ne-au ales pentru a le schimba cu adevărat viața și traiul și nivelul de trai, nici de cum să ne plângem și să justificăm continuu cum au furat și cât au furat cei dinaintea noastră. Din punct de vedere economic, lucrurile n-aș putea spune că sunt atât de bune, având în vedere faptul că RAN-ul încă n-a ieșit din starea asta critică în care l-am găsit și așa cum am spus de fiecare dată și în toate mesajele mele, l-am găsit într-o situație nu dezastroasă, chiar în moarte clinică, datorită faptului că cele 8.000 de miliarde găsite la nivelul anului 2012, adică prejudiciu, vorbim de prejudicii aici, banii solidi pe care am găsit la RAN, sunt o povară pentru județul Mehedin, pentru economia românească și pentru guvernul României, dar cu foarte multă cumpătare, cu puțin discernământ, sunt convins că vom putea depăși și această situație delicată în care ne aflăm din punct de vedere economic cu RAN-ul. Sunt câteva zeci de persoane din hidroelectrică care au plecat acasă, în jur de 30-40 de persoane. Urmează și, sau cred că au și făcut, au operat la hidroservice, tot la fel, câteva zeci de persoane, până într-o 100 de persoane. Deci, din punct de vedere al locurilor de muncă, până astăzi, nu s-au pierdut niciun fel de loc de muncă din economia județului Mehedin, dar, cu siguranță, trebuie să fim foarte receptivi și foarte vigilenți, pentru că, dacă nu ținem cu adevărat situația sub control, ar putea să treacă în altă zonă. Ce s-a spus, domnul Pitirici? A fost un an extrem de greu, nu pot să spun că e ușor, dar faptul că am venit convins că pot schimba locurile aici în județul Mehedin și sunt în continuare convins, rezultatele și viitorul va arăta că am avut dreptate.